Acum, Biserica Domnului, aș vrea să ne uităm din nou în inima noastră și dacă am ascultat cuvântul Domnului prin fratele Gianni Căpălnaș în limba engleză mai devreme, vorbind despre ce putem înțelege din pilda celor două surori, Maria și Marta, despre predispoziția lor, una pentru activitate și una pentru meditație, pentru lucrurile sfinte, aceste două categorii de oameni le întâlnim și astăzi în biserică. Sunt oameni în biserică care excelează prin activism. Sunt atât de dedicați în slujire, încât uneori își neglijează timpul personal de rugăciune, de citirea Bibliei, poate chiar familia. Și în ciuda faptului că noi trebuie să fim foarte dedicați, trebuie să ne ferim de riscul de a pierde din vedere propriul suflet și nevoia de a fi hrănit în relația personală cu Domnul. Dar trebuie să acceptăm că există și cealaltă categorie de oameni, a oamenilor care sunt în extrema cealaltă, se îngrijesc doar de ei și de casa lor. Și pierd din vedere că există și o casă a lui Dumnezeu unde este un loc de slujire și pentru ei. Gândiți-vă spre care categorie sunteți tentați, predispuși să vă îndreptați. Înspre un activism exagerat sau înspre o lipsă de activitate exagerată. Plecând de la gândul acesta, aș vrea să vă propun pentru timpul care a mai rămas să ne gândim la faptul că Biblia are 66 de cărți și prima dintre ele este Geneza, este cartea unde Dumnezeu își prezintă proiectele. Primul proiect este faptul că Dumnezeu a creat cosmosul și undeva în cosmos, planeta Pământ, ca un loc unde omul pe care l-a făcut Dumnezeu prin bărbat și femeie sau în formă de bărbat și femeie l-a așezat undeva într-o grădină. Dumnezeu a continuat să-și prezinte proiectele, pe cele mai multe le-a spus omului atunci, dar omul n-a fost în stare să rămână un partener fidel. Omul a obosit să rămână într-o relație de fidelitate cu Dumnezeu. Din nefericire, omul și-a păstrat obiceiul acesta de infidelitate față de Domnul și nu numai față de Domnul, uneori față de membrii familiei sau de aproapele care ne înconjoară în dimensiunea profesională, intelectuală, în biserică sau în alte aspecte ale vieții. Omul are această înclinație înspre infidelitate și uneori suntem foarte loviți de infidelitatea celor din jurul nostru. Și cu cât avem o relație mai profundă cu persoana aceea, mai ales în interiorul familiei, cu atât mai mult infidelitatea ne provoacă mai multă durere și ne împinge în singurătate și în neînțelegerea fenomenului. Vreau să vă aduc aminte de faptul că proiectele acestea ale lui Dumnezeu prezentate în cartea Geneza, cele mai multe dintre ele au eșuat. Unul dintre marii generali ai lui Dumnezeu, diavolul, l-a părăsit prin infidelitate. Și Dumnezeu a fost nevoit să-l pedepsească aruncându-l în văzduh și transformându-l dintr-un înger de lumină într-un înger de întuneric, însoțit de a treia parte dintre îngeri, care pur și simplu au solidarizat cu el în răzvrătire în fața stăpânului. Dumnezeu a continuat să fie martor la un șir de răzvrătiri care au precedat cu diavolul și a treia parte din îngeri atunci când Adam și Eva, primii oameni, au continuat pilda diavolului și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu asociindu-se cu diavolul care a venit și le-a prezentat un proiect de a deveni superiori formei în care i-a creat Dumnezeu. Evident a fost doar o manipulare, o cursă în care ei au căzut. Însă toate proiectele din cartea Geneza au eșuat prin faptul că omul, asociatul uman al lui Dumnezeu, i-a întors spatele lui Dumnezeu pentru perspective de superioritate și pentru alte interese personale. I-a promis diavolul că va deveni desăvârșit în cunoștință. Și n-a vrut să devină desăvârșit în sfințenie, dar opțiunea de a deveni inteligent ca Dumnezeu i-a surâs mai mult decât a deveni sfânt ca Dumnezeu.
Omul n-a fost niciodată interesat de sfințenie și nici astăzi nu este. Este ultima prioritate pe lista priorităților unui om. Oamenii au interese care îi promovează, care le dă valoare, semnificație, dar nu au interese care îi așează în prietenie și în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre marile lupte ale noastre. Suntem oameni bine intenționați. În sufletul nostru îl iubim pe Domnul. Avem momente de angajament în timpul rugăciunii, când emoția, coarda sensibilă a inimii noastre e întinsă de Evanghelie și stăm înaintea Domnului și spunem: Doamne, Te iubim din tot sufletul, iartă-ne pentru lipsa noastră de seriozitate. Ți-am făcut promisiuni și uneori nu ne-am ținut de ele și suntem foarte sinceri cu ceea ce spunem. Însă ne părăsește starea asta de angajament, nici nu ne explicăm cum. Și din nou ne simțim atrași, chiar furați de preocupările omenești, cărora ne dedicăm exagerat de mult, furându-i lui Dumnezeu timpul în care ne-am propus să fim cu El în rugăciune, în citirea Bibliei, în părtășia cu frații, pentru că avem angajamente cu banca, cu oamenii, companiile. Și parcă ne este mai ușor să renunțăm la angajamentul cu Dumnezeu, știind că El e bun și că poate amâna. Frați și surori, toate proiectele acestea din Cartea Genezei au rămas frânte în inima lui Dumnezeu. Și 66 de cărți sunt o manifestare a plângerii lui Dumnezeu către grupul de oameni care populează planeta Pământ și astăzi au ajuns la numărul de 7 miliarde trecuți, oameni care L-au trădat pe Dumnezeu fiecare în felul lui. Unul pentru o sumă de bani, unul pentru o smochină, unul pentru un serviciu, unul pentru o femeie, unul pentru o plăcere, dar L-au trădat pe Domnul. Însă dacă trecem peste toate cărțile, ajungem în ultima, Apocalipsa, și observăm că toate proiectele lui Dumnezeu care au ieșuat în Geneza s-au împlinit în Apocalipsa. Undeva în procesul acestor 66 de cărți a intrat în existența umană, venind pe planeta Pământ, o persoană de din afară, pentru că noi toți am fost neputincioși să ne reparăm greșeala. Am continuat să rămânem infideli față de Domnul. Am continuat să ne naștem în păcat, să trăim în păcat și să murim în păcat. Și acest păcat a fost amendat de mânia veșnică și viitoare a lui Dumnezeu. Și când s-a întrupat El prin Fecioară, El, Dumnezeu Fiul, venind aici să organizeze mântuirea plănuită de Dumnezeu Tatăl, El ne-a găsit pe toți trăind în păcat, fiind tributar păcatului, robiți de păcat, dependenți de păcat. Și a intrat în istorie și pur și simplu a schimbat istoria. A venit cu misiunea de a ne smulge din neputință, din robie, din matematica diavolului, unde eram un număr. A murit pe cruce pentru ca să poată satisface dreptatea și justiția lui Dumnezeu, care au fost ofensate. A venit cu această misiune să moară. El nu s-a ferit de moarte ca noi. Nu a înghițit nu a luat leacuri și nu a înghițit medicamente. Nu a fost la doctori. El a venit special să moară, s-a născut să moară, dar n-a murit pentru că i-a venit vremea. A murit cu o moarte pe care am prăștiat câte o bucățică fiecăruia dintre noi. Și în moartea Lui, noi am devenit iertați de Dumnezeu. Și undeva în procesul acestor 66 de cărți, undeva la 3 sferturi, dacă îmi permiteți, 39 cu 27, la limita dintre Vechiul și Noul Testament, în perioada aceea de tăcere, de 3-400 de ani, a venit El. Și când diavolul a vrut să-L frângă și pe El, cum ne-a frânt pe noi, nu a reușit. Și Hristos și-a ridicat piciorul și pur și simplu cu o forță irezistibilă a apăsat pe capul diavolului și l-a zdrobit. Și l-a frânt. Și pur și simplu i-a luat dreptul să ne mai condamne. Și pur și simplu ne-a smuls din gheara lui. Și diavolul astăzi nu mai are nicio autoritate asupra noastră. Nu-i mai datorăm nimic, niciun cent. Suntem datori la bănci, unii datori vânduți, dar nu suntem datori diavolului. Pentru că Iisus Hristos s-a uitat la balanța fiecăruia dintre noi și în moartea Lui a plătit această balanță.
la zero. Ești un om liber. Ești un om liber. Ești viu în Hristos. Dacă noaptea aceasta mergi la lucrurile veșnice, sufletul acesta va ieși din ambalaj ca un conținut sfânt și va merge în locul de așteptare până la glasul trâmbiței, când va intra din nou viață și mișcare, dar într-o dimensiune neînțeleasă de noi, acum spune Biblia Sfântă. Și dintr-o dată vom veni din nou în ființă și în mișcare și ne vom mira că ființa și mișcarea se va derula într-o manieră eternă și într-o manieră superioară, care va fi deasupra, care va fi în imponderabilitate, deasupra forței gravitației, și vom fi cu El. Îl vom privi și îl vom onora, pentru că veșnic ne va fi în minte memoria faptului că puteam să fim acolo unde vor fi alții, în iad împreună cu diavolul, pentru că nu au vrut să se lase salvați de Iisus. Iisus a murit pentru toți oamenii. Cel mai nenorocit om de sub soare este un candidat la iertarea lui Dumnezeu prin Hristos. Când s-a întrupat prin Maria, a spus: vin să-i salvez pe toți oamenii, pe cel mai rău, pe cel mai mare derbedeu, pe cel mai corupt om, pe cea mai vinovată persoană. Hristos a venit să o salveze. Dacă cineva nu vrea, Dumnezeu îi confirmă dreptul acesta de a nu vrea. Însă Dumnezeu îi spune: dacă tu nu vrei să primești iertarea, vei merge în iad. Și oamenii inconștienți și ignoranți se îndreaptă astăzi înspre iad, ocolind oportunitatea mântuirii prin moartea înlocuitoare a lui Iisus Hristos. Mult rău am făcut fiecare dintre noi în viața noastră, pentru că trăim într-o natură care a învățat o singură lecție, lecția păcatului. Dar Iisus a plătit toată datoria noastră dreptății lui Dumnezeu, murind în locul nostru. Și în cartea Geneza, proiectele lui Dumnezeu au falimentat prin noi, dar în cartea Apocalipsa, proiectele acestea au fost împlinite prin El. Și dacă noi am ratat începutul, El a câștigat sfârșitul. Dar l-a câștigat pentru noi, îl împărtășește cu noi, acolo unde El vom fi și noi. El e regele nostru. El nu e un rege pe care noi avem dreptul să-l votăm, avem dreptul doar să-l primim sau să-l respingem, dar El este rege, El este împărat, El este domn în universul acesta. Toate astrele acționează în baza unor legi pe care le-a scris cu degetul Lui. În fața Lui se pleacă orice ființă și cosmosul acesta îl onorează pe El. El este împărat, El este Dumnezeu adevărat, El a murit pentru noi. Și tot ceea ce a ieșuat în Geneza datorită neputinței noastre a fost restaurat în Apocalipsa datorită harului Său. Ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă nu venea? A venit la jumătatea istoriei, a venit la timpul potrivit. Era Dumnezeu alături de Tatăl și de Duhul Sfânt, dar pentru o vreme s-a dezbrăcat de manifestarea Dumnezeirii, s-a întrupat printr-o fecioară, a intrat în istorie, s-a înghesuit, a venit aici și ne-a rezolvat problema. Eșecul nostru a fost acoperit de sângele Lui. Bolile noastre au fost acoperite de sângele Lui. Păcatele și destrăbălarea noastră au fost acoperite de sângele Lui. Și tot ceea ce se vede înaintea Tatălui este această acoperire a sângelui lui Iisus Hristos, care maschează tot păcatul nostru care acum este iertat înaintea Domnului. Ești un om liber. Ești un om liber prin Iisus Hristos. Nu-i mai permite diavolului să te împingă în dezamăgire și în depresie, în îngrijorare, în frică, în frică de moarte, în frică de faliment, în frică de oameni, în frică de întuneric, în frică de boli, în frică de sărăcie. Nu-i permite. El ține cosmosul în mâinile Lui. El este Dumnezeu care a pus în pământ diamante și resurse pentru existența umană. El poate să-ți dea toți banii din lume dacă ar ști că ai nevoie de ei. El te poate vindeca la clipeala ochiului, El te poate restaura, poate schimba condiția de viață în care trăiești, îți poate schimba anturajul. Trebuie să te încrezi în El. Cartea Geneza reprezintă falimentul uman.
ce a pierdut omul în Genesa, prezența fizică a lui Dumnezeu, o regăsește în Apocalipsa, pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Dacă în Genesa, capitolul 3, versetele 8 și 9, se vorbește despre faptul că omul a pierdut prezența fizică a lui Dumnezeu, când Dumnezeu i-a spus, pleacă din grădină, omul a trebuit să plece. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3, spune următorul lucru. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. În Genesa este Dumnezeu și oamenii sunt afară. În Apocalipsa 21 cu 3 este cortul, Dumnezeu în el și oamenii înăuntru. Cum ai reușit să intri din nou în locul prezenței lui Dumnezeu? Pentru că ai fost dat afară. Dumnezeu te-a dat afară pentru că ai păcătuit. Era normal să amendeze neascultarea de care te-ai făcut vinovat. Era normal să plătești. Și în Apocalipsa îi găsim pe oameni din nou în prezența Domnului. Hristos ne-a luat de mână din sălbăticia și singurătatea noastră. Ne-a adus din nou în locul locuinței lui Dumnezeu. Am fost iertați, născuți din nou ca și cum ne-am fi născut încă o dată, ca și cum ne-ar fi fost dată o a doua șansă să existăm, și ne-a pus din nou într-o stare de prietenie cu Dumnezeu, anulând vinovăția noastră pe care a plătit-o în mod cinstit, să nu devină un Dumnezeu corupt. Lucrul acesta l-a făcut Iisus. Dacă ești un om cinstit și conștient de ce s-a întâmplat, poți să fii într-o zi de 24 de ore atât de ocupat încât să nu-ți aduci aminte de faptul că El a murit pentru ca dumneata să trăiești? Atunci când vei ști că îl poți cinsti cu câțiva dolari pe care îi pui la colectă, poți să stai liniștit și să nu-i pui? Atunci când poți veni la biserică să te rogi sau să faci o muncă voluntară sau spirituală, te poți opri să nu faci lucrul acesta când știi că nu o faci pentru oameni, o faci pentru Domnul care ți-a restaurat viața redându-ți dreptul pe care l-ai pierdut prin păcat? Cartea Geneza arată de ce ești dumneata în stare împreună cu mine. Cartea Apocalipsa arată de ce este Hristos în stare, care în procesul celor 66 de cărți a restaurat condiția noastră de oameni vinovați. Noi am fi fost sub mânia lui Dumnezeu pentru veșnicie, departe de cortul lui Dumnezeu. Dar Hristos ne-a luat de mână, a vorbit cu cine era la poartă și pentru că este Dumnezeu și pentru că are mâinile străpunse, și pentru că în rănile Lui păcatele sunt iertate, ne-a introdus în locul unde nu am fi putut intra niciodată, în cer, în cortul lui Dumnezeu, unde este Dumnezeu cu oamenii. Trăiește în perspectiva aceasta, vei ajunge acolo, unde-i Dumnezeu, vei fi și dumneata. Investește în proiectul acesta. Încurajează-te cu perspectiva acestui proiect. Și dacă îți va fi greu pe drum, gândește-te cum va fi acolo. Și gândindu-te, vei primi speranța să faci eforturi pentru ca să primești onoarea de a fi acolo. Omul a pierdut în Genesa viața veșnică, însă a câștigat-o în Apocalipsa. În capitolul 2, versetul 10, Biblia ne prezintă această viață veșnică pe care Hristos a recâștigat-o pentru noi și ne-a oferit-o prin credință. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da ce ai pierdut în grădină, cununa vieții. Aceasta este oferită de Hristos. Omul a pierdut în Genesa condiția unei existențe spirituale deplină, lipsite de moarte, de boli, de necazuri, dar a recâștigat-o în Apocalipsa. Dacă ne uităm în capitolul 21, în versetul 4, uitați ce spune Scriptura. El va șterge orice lacrimă. Știu din experiența mea cu Carmen că atunci când omul ajunge să fie bolnav de cancer, rămâne un anumit tip de om pentru restul vieții. Și Hristos spune următorul lucru. Dacă pe pământ nimeni nu poate să șteargă lacrima, poate că nu ai părinți, poate că ai rămas fără soț sau soție, poate că ți-ai mormântat copiii,
Poate că ai dus o boală grea în trupul tău, măcinat mereu de gândul, Doamne, nu cumva se va întoarce înapoi? Va veni o vreme în care Hristos, cu mâna lui străpunsă de cuie, îți va șterge lacrima și lacrima aceea nu va mai veni niciodată înapoi. Acesta este un preț pe care El l-a plătit pentru ca să poată fi prezent și să pună capăt suferinței. Îți imaginezi cum arată dimensiunea existenței dumitale într-o absență totală a oricărei urme de suferință, de dezamăgire, de frustrare, de trădare, de neputință? Și acolo vei merge pe cheltuiala unuia care a intrat în istorie înghesuindu-se pentru ca să moară în locul meu. Cât de mare ar trebui să fie stima mea pentru El? Cât de mare ar trebui să fie dedicarea mea pentru El? Cât de conștient ar trebui să fiu eu că ce sunt, sunt în numele Lui, dacă își trage mâna, rămân un muritor, strivit de legile acestei vieți care sunt împotriva mea pentru că am păcătuit împotriva Lui Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc, pentru că s-a oprit timpul, și să vă invit pe toți care sunteți aici, să vă gândiți la următorul lucru. Apocalipsa este cartea ultimelor lucruri. E ultima avertizare. Și ultima avertizare este așa, nu scoateți din Biblie și nu introduceți în Biblie. Capitolul 21, versetele 18 și 19. Ultima promisiune, eu vin curând. Ori de câte ori am făcut o înțelegere să mă întâlnesc cu dumneavoastră, întotdeauna ați crezut că o să mă țin de cuvânt și ați venit la întâlnire. În seara aceasta vreau să vă întreb, v-ați dat întâlnire cu Domnul pe norii cerului. Nu știu cum vom ajunge acolo. E treaba Lui. Vă trece prin cap că nu se va ține de cuvânt? Aveți vreo problemă să vă încredeți în cuvântul Lui că va veni la întâlnire? Știți bine că are cu ce să ajungă până acolo și se va îngriji cu ce să ajungem și noi? Întâlnirea nu va fi aici, va fi acolo. Nu știu cum va fi, dar va fi acolo, la cuvântul Lui. A promis. Noi toți vom fi acolo dacă vom rămâne în starea aceasta de oameni iertați și mântuiți. Apocalipsa este cartea ultimei rugăciuni. Vino, Doamne Iisuse, și este ultima binecuvântare. Și vreau să stăm înaintea Domnului, frați și surori, și să plecăm în această seară de aici, niște oameni liniștiți, indiferent de zbuciumul unora din cauza bolilor, altora din cauza unor relații pline de adversitate, de conflict, altora pentru că am pierdut ceva sau pe cineva drag și suntem oameni care mereu experimentăm durerea și suferința. De fiecare dată spunem, dacă mai scap și de asta, știi care e adevărul, dacă scap și de asta, vei intra și în aceea de mâine. Ăsta e singurul adevăr valabil. Nimic nu-i veșnic, nici bucuria, nici necazul, se învârt ca roata în viața noastră. Nu te teme, Dumnezeu care a promis se va întoarce. El este credincios și drept, nu-L împiedică nimeni, are toată puterea în cer și pe pământ. Vreau să vă chem, să încheiem serviciul divin din această seară cu demnitatea unor oameni care ne bazăm viața pe promisiunea Domnului că se va întoarce și pe astfel de oameni ca noi iertați, îi va lua Domnul și îi va duce în împărăția sa.